O supă de ciuperci cu gomboț. Cu căluște mititice? Mititice, da. Păi aia e o apă fiartă cu culoarea de maro. Ajută dacă ți-e foame. Și asta. No, hai să vă iau un chip. Ce? Nu știți ce e aia? Nu. N-ați mai auzit niciodată? Așa se zicea mai de mult când îți făcea poză. Bun, și acum eu vă iau un tip și vă spun că vreau să facem o supă de ciuperci cu gomboț. Avem nevoie de o ceapă. Fuga, fucuța, repede, aduceți o ceapă. Prima dată tăiem. Ia-ți mânuțele de pe curbător. Capetele. La amândouă. Capetele tăiem în jumătate. Și fiecare curăță câte o jumătate. Câte? Un pic. Să se prăjească ceapa. Bun. Am pus 4 linguri de ulei, o ceapă mare pe care o ducem în oală chiar acum. Ba, mă tem. Ba, nu, că mai înainte m-am străduit. Mai avem nevoie și de 500 de grame de ciuperci, șampinion. A noastre au crescut sălbatic pe pajiștea noastră și le-am cules. Și o să facem o mâncare bună. Pentru cei care se întreabă că ce bucătărie avem noi cu dezastrul ăla din spate, noi suntem în construcții, în bucătăria care va fi foarte frumoasă. Știți cum se mai numește ciuperca șampinion? Da. Ciuperca de bălegar. Da, se numește ciuperca de bălegar și pentru că noi am împrăștiat prin curte, unde nu prea aveam iarbă, am împrăștiat gunoi de la Iancu, calul, fostul nostru cal. Acolo unde am aruncat bălegar, gunoi de la el s-au făcut ciuperci. Până se călește ceapa, am pus apă la fiert într-o altă oală. Ce mai adăugăm noi? Ardei. Nu miroase bine. Se face. Nu fac, că mi-e trosnească. Trosnească? O să ce trosnească. Nu te teme. Pugnească. Doar, Sofie, răstoarnă direct în oală, un pic. Așa, mai. Bine. Am pus acolo cam 3 linguri de pastă de ardei. Am făcut și rețeta anul ăsta, așa-i? Superbă. Și o amestec. Acum o să ai motiv ca să ne lași la televizor. Te-ai pune să ne uităm, noi mai avem mult. Sare, cât pui? O lingură? O linguriță mare? Bun, o linguriță cu vârf. No? Împrăște aici frumos. Bun. Și o jumătate de linguriță de piper. Pentru că am zis că facem supă de ciuperci cu gălușcuțe, așa e? Da. Avem nevoie și de găluște. Și pentru găluște avem nevoie de 50 de grame de unt. Îl punem la topit, dar avem grijă să nu se încălzească prea tare. Vom amesteca ușor în el. Acum le bați împreună cu untul. O să aduci și sare să punem.
Avem nevoie de un bol mai mare, că ăsta de-abia ne-am descurcat cu el, așa-i? Da, chiar și tu. Am pus cam 150-200 de grame de făină. Cred că acum te gândești că mai bună ți era o furculiță, așa-i? Cam așa ne dorim să fie. O să fie foarte bun. Dar cum faci? Uite-te. Te învață, Sofia. Cu căluște mititice? Mititice, da. Micuțe din alea? Uh-huh. Am iemescam. Dar și supa cum o faceți? Că ea nu are nicio supa. Nu are nicio culoare. Nu, dar aia ce-i? Păi aia e o apă fiartă cu culoarea de maro. Mai avem nevoie, ca să finalizăm cu ciorbița supica, avem nevoie de smântână și noi avem niște smântână bună de bivoliță, de casă. Vezi să nu te arzi țigăletuța drept. Amestecă bine. Acum s-a făcut. Unde să văd? Ce bine arată! Pierzi comboții! Aproape, imediat o să fie... Și apoi ne pui în farfurie? Vezi să nu te arzi! Ajută dacă ți-e foame.